Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Cotidianul Zi de Zi a aflat numele candidaților eligibile Partidului Social Democrat Mureș la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Potrivit aceleiași surse, lista pentru Senat va fi deschisă de Horea Soporan, actualul președinte al PSD Târgu Mureș, în timp ce pe primele două poziții pentru Camera Deputaților se vor afla deputatul Florin Buicu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, respectiv consilierul județean Dinu Socotar. Cotidianul Zi de Zi a aflat numele candidaților eligibili ai Partidului Social Democrat Mureș la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Președintele PSD Mureș, deputatul Vasile Gliga, a confirmat cele trei nume de candidați eligibili prezentate pe surse de Cotidianul Zi de Zi și a declarat că în urma unor deliberări consistente și serioase a propunerilor venite din organizația județeană a PSD Mureș, dar și în urma cerințelor românilor de înnoire a clasei politice, își va dedica întreaga muncă după data de 11 decembrie în conducerea filialei PSD Mureș. Astfel, biroul politic județean a propus pe locurile eligibile următorii candidați. La Senat, pe liderul PSD Târgu Mureș Horea Soporan, cap de listă, iar la Camera Deputaților, pe dr. Florin Buicu, actual deputat, pe locul 1 și, o surpriză, consilierul județean Dinu Socotar, pe locul 2. Conform statutului, listele PSD Mureș pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, vor fi validate într-o ședință a Comitetului Executiv Județean Mureș, care va avea loc miercuri, 19 octombrie. După 8 ani de activitate parlamentară, am decis să conduc destinele PSD Mureș din funcția de președinte de aici, din Târgu Mureș, a declarat Vasile Gliga, președintele PSD Mureș. Mai multe detalii referitoare la acest subiect veți putea urmări în edițiile viitoare ale jurnalului. Continuăm știrile. Reghinul a găzduit vineri, 14 octombrie, Balul Strugurilor. Evenimentul a avut loc la un restaurant din oraș, în organizarea Asociației Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Mureș, Organizația ProKarma din Târgu Mureș, Asociația ProVivere din Reghin, sprijinită de Primăria și Consiliul Local Reghin. Scopul manifestării a fost incluziunea persoanelor cu dizabilități în viața social-culturală prin creșterea gradului de toleranță a societății față de aceste persoane și reducerea riscului de marginalizare sau excludere socială a lor. 150 de persoane cu dizabilități locomotorii și însoțitorii acestora s-au reunit vineri la Reghin în cadrul primei ediții a Balului Strugurilor organizat în municipiu. Evenimentul este pus la cale an de an de Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Mureș, iar de data aceasta a contribuit Primăria și Consiliul Local Reghin. 150 de persoane, 70 sunt persoane cu handicap, restul sănătoși și vin din Târgu Mureș, Dedrad, Batoș, Reghin, fiindcă pentru Reghin am vrut mai mult și ce e foarte, mă încântă că o să avem oaspeți de la Casa de Bătrâni, adică Casa de Recuperare din Reghin. Noi, cei care, persoanele care stau, au familie, ei ok. Poate să meargă oricând, oriunde, dar ei nu au prilejul să ia parte în acea organizație și ne bucurăm că suntem alături. Nu sunt de multe în asociație, ales de un an de zile și cu scopul ăsta am fost ca să mă ocup eu cât mai mult de partea asta noastră a Reghinului. Și n-am găsit un loc unde să avem noi un sediu aici la Reghin și doamna primar a fost alături de noi și mulțumesc foarte mult și consilierilor și toți care au fost acolo că am mers și am zis că vrem să facem balul ăsta Strugurilor în premieră aici în orașul Reghin și au fost alături de noi și ne-au sponsorizat și ne-au ajutat. Le mulțumim foarte mult pentru asta și suntem din toate părțile, numai oameni cu handicap. Printre participanți s-au numărat oaspeții organizatorilor, consilieri locali reghineni și deputatul Vasile Gliga. Probabil nu e o coincidență, am unul dintre cei care sunt cărucioși, e liderul acestei organizații, a fost coleg de fabrică. Un om normal care n-avea nicio problemă și astăzi e fără mâini și fără picioare. Și supraviețuiește și conduce și umblă cu mașina. A venit la un revelion organizat de noi și m-a surprins că a dansat în cărucior. Pot să spun că ca membru în prezidiu mondial, în Federația Mondială de Dans Sportiv există
ca membri asociați și sportul pentru persoane cu dizabilități și de fapt cunosc mai mult ce înseamnă pentru acești oameni să faci competiții sportive, dar ce înseamnă să poți să faci niște clipe de fericite pentru ei și pentru cei care se ocupă de ei. Salut că se poate face în Reghin așa ceva și sper să poată face în fiecare an și totdeauna voi rămân același om care mă bucur atâta timp cât pot să fac bine. Unul dintre momentele din cadrul balului a pregătit de grupul de dans Building Bridges, bărbați aflați în scaune cu rotile, care dansează alături de partenerele lor. Dansul întotdeauna mi-a plăcut, de vreo 3 ani fac parte din așa asociație și eu sunt cum accidentat de 4 ani numai și cum s-a format tipul acesta de dansator, de atunci fac parte din primii, sau noi am alcătuit, mai bine zis, clubul acesta de dans. Sunt reghinian și am avut un accident stupid acum 2 ani și de atunci sunt în scaun cu rutile. Mă bucur că oamenii se gândesc și la noi, la persoane cu dizabilități. Într-un fel au grijă de noi, să zic așa. Și pentru voi contează să vă întâlniți la o asemenea manifestare, la un asemenea bal? Că mai ieșim și noi, facem prieteni noi, să zic așa, ne distrăm așa cum putem și noi în scaune. Și eu îs cu probleme, când n-am crezut niciodată că voi fi. Am fost mușcat de o căpușă în Austria și am paralizat complet. 2 ani jumate am fost în cărucior cu rotile. Dumnezeu mi-a ajutat de cât de cât merg, dar nu am stabilitate. Și am crezut că viața mea s-a dus. Când am venit și am văzut oameni în cărucior, fără picioare, fără ăsta, zic, uite mă, că nu s-a dus viața. Și așa am intrat lângă ei. Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Mureș s-a înființat în 1990 și numără aproximativ 400 de membri. Primăria municipiului Reghin organizează o nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în cadrul campaniei 3-2-1 Start în cursa reciclării. Sâmbătă, 15 octombrie, între orele 10 și 17, reghinenii au șansa de a scăpa de aparatura electrică și electronică veche sau defectă din locuința lor și o pot depune la punctele de colectare provizoriu din incinta școlii gimnaziale Alexandru Ceușianu. Obiectele grele sau voluminoase, de minim 30 de kilograme, pot fi preluate gratuit de la domiciliu. Avem detalii imediat în jurnal, după ce vorbim cu Andrada Elisan despre subiectul de astăzi al rubricii În echilibru. Bun găsit! Vă aștept în câteva minute la rubrica În echilibru. Va fi o ediție despre priceperea lui Lev Tolstoi de a înfățișa neputințele, patimile, slăbiciunile noastre, despre furie, turbare, gelozie și adulter. Vă aștept! Primăria municipiului Reghin continuă și în acest an activitățile de parteneriat cu SLC Mureș și Asociația Română pentru Reciclare RORECH pentru promovarea acțiunilor de colectare selectivă a deșeurilor din echipamentele electrice și electronice în municipiul Reghin, precum și pentru acțiuni de educație, informare și conștientizarea populației în domeniul colectării selective a deșeurilor. În vederea implementării acestor acțiuni, în municipiul Reghin se va organiza o nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în cadrul campaniei 3-2-1 Start în cursa reciclării. Sâmbătă, 15 octombrie, între orele 10-17, reghinenii se pot debarasa de aparatură electrică și electronică veche sau defectă din locuința lor și o pot depune la punctul de colectare provizoriu din incinta școlii gimnaziale Alexandru Ceușianu. Obiectele grele sau voluminoase de minim 30 de kilograme pot fi preluate gratuit de la domiciliu. Pentru programarea unui transport gratuit, cetățenii pot apela numerele de telefon 0741 028
0800 787 sau 0800 444 800, număr apelabil gratuit din orice rețea de telefonie. Pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice complete de dimensiuni mari, deponenții vor primi tichete cadou după cum urmează. 3 tichete cadou a câte 10 lei fiecare pentru orice deșeu complet de tip frigider sau combina frigorifică, 2 tichete cadou a câte 10 lei fiecare pentru orice deșeu complet de tip mașină de spălat, rufe sau vase, 1 tichet cadou în valoare de 10 lei pentru alte deșeuri complete în greutate de minim 20 de kilograme. Tichetele cadou pot fi folosite în magazinile afiliate tichet cadou, iar persoanele care predau deșeuri la punctul de colectare menționat vor participa la o tombolă cu premii. Aceasta va avea loc în data de 15 octombrie ora 17 la sediul primăriei municipiului Reghin. Se fac angajări în rândul pompierilor mureșeni. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș anunță că scoate la concurs 17 posturi pentru unitățile din Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin și Sărmașu. Acestea sunt de subofițer operativ principal, subofițer tehnic principal și conducător auto. Detalii cu privire la condiții și procedura de concurs sunt afișate pe site-ul ISU Mureș. Vorbim pe larg despre toate acestea imediat în jurnal. Acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi la știrile din sport aflați că peste 60 de sportivi din întreaga țară și-au anunțat participarea la Cupa României la culturism și fitness, competiție care va avea loc sâmbătă 15 octombrie ora 13 la Casa de Cultură din Sâncraiu de Mureș. Mureșul Rușii Munți primește vizita celor de la Târnava Mică, Sân Georgiu de Pădure, în etapa a noua a Ligii Județene de Fotbal, iar Asia Târgu Mureș se deplasează la FC Voluntari, duminică 16 octombrie de la ora 15:30. Dar cu detalii vă aștept la final de știri. Se demarează o procedură de angajare în rândul pompierilor mureșeni din sursă externă. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș anunță că scoate la concurs 17 posturi pentru unitățile din Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin și Sărmașu. Aceste posturi sunt 12 de subofițer operativ principal, 1 la detașamentul Târgu Mureș, 4 la Sighișoara, 2 Reghin și 5 Sărmașu. Mai avem 3 posturi de conducători autospeciale, astea toate 3 sunt la detașamentul Sighișoara. De asemenea, mai este un post de subofițer tehnic principal, informații și relații publice, respectiv un post de subofițer tehnic principal la serviciul logistic. Persoanele interesate să participe la concurs găsesc toate informațiile necesare pe site-ul inspectoratului. Ca și condiții generale, să spun așa, vârsta trebuie să fie între 18 și 27 de ani, înălțimea 1,65 la bărbați, 1,60 la femei. Sunt anunțurile deja au început să fie publicate pe site, și anume depunerea dosarului, ce trebuie să conțină dosarul, ce condiții trebuie să îndeplinească fiecare candidat, ziua și locul de desfășurare a probelor, deci toate astea vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Tot pe site-ul instituției se găsesc și formularele necesare candidaților, cum ar fi CV-ul, modalitățile de completare a autobiografiei, tabel nominal cu rudele și declarație de confirmare. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodoxi, vineri 14 octombrie, aceștia celebrează praznicul Sfintei Parascheva. Cunoscută popular și ca Sfânta Parascheva, cuvioasa Parascheva s-a născut într-un sat al Traciei numit și din vechime și acum Epivata, din părinți bogați și credincioși. Se duce la Constantinopol, unde este învățată de călugări să se bucure de viața duhovnicească. Va merge apoi la Mănăstirea Maicii Domnului din Haraclea, unde rămâne timp de 5 ani. Pleacă apoi către Țara Sfântă, iar după ce vede Ierusalimul, se așează la o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului. La 25 de ani, un înger îi spune în vis să se întoarcă la locurile părintești. Revine în Epivata fără a spune cuiva cine este și de unde vine. Și după 2 ani trece la cele veșnice. Sâmbătă, cerul va fi în mare parte acoperit de nori. În Reghin, termometrele ne indică valoarea de 15 grade, iar în Târgu Mureș 16. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal.
Sărbătoarea din 14 octombrie are o însemnătate cu totul aparte pentru români, sute de mii de credincioși venind să se închine la racla cele pe care o știu mult folositoare. Cei care ajung la cuvioasa, așa cum o numesc prietenii ei, o roagă pentru soluționarea problemelor de zi cu zi, îi cer alinare pentru necazurile care s-au năpustit asupra lor, sănătate, spor în casă și bucurii, iar Sfânta îi ascultă pe fiecare în parte și nu întârzie să le vină în ajutor celor ce își pun speranța în puterea ei și o roagă cu credință. Minunile cuvioasei sunt nenumărate, multe sunt cunoscute din povestirile celor care le-au primit, dar multe au rămas în taina celor care le-au trăit. Sfânta Parascheva de la Iași se bucură la noi în țară de un cult deosebit și este extrem de apreciată de credincioși pentru minunile sale. Moaștele cuvioasei se află la Iași, iar sărbătoarea din 14 octombrie are o însemnătate aparte. În zilele de sărbătoare, în zilele de post și în fiecare vineri, considerată ziua cuvioasei Parascheva, credincioșii se adună la racla Sfintei aducând flori, daruri și îmbrăcăminte. Se spune că atâtea minuni a săvârșit Sfânta Parascheva, mai multe chiar decât numărul stelelor și nisipul mării. Sfânta vindecă șchiopi, surzi, ciungi, ologi și tot felul de boli, chiar și cele mortale. Depărtează toată neputința nevindecată numai cu atingerea raclei. Ziua Sfintei Parascheva este marcată de o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții. În gospodăriile de la țară se aprind focuri, oamenii dorind astfel să îndepărteze spiritele rele. Ciobanii consideră că iarna care urmează va fi una grea dacă oile dorm îngrămădite și blândă dacă acestea stau răsfirate. Se spune că dacă de Sfânta Parascheva nu este o zi ploioasă, iarna va veni mai repede. În această zi se fac praznice pentru morți și se împart ofrande. Mai există tradiția ca gospodarii să își cumpere cojoace și să facă pregătirile pentru iarnă. Se mai spune că așa cum este vremea de Sfânta Parascheva, așa va fi până la Sfântul Dumitru. Totodată, o altă superstiție mai spune că așa cum va fi vremea în ziua cuvioasei, așa va fi și în celelalte sărbători din acest an. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica În echilibru, apoi jurnalul de astre și știrile din sport, iar la final vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Rămâneți alături de Dareghin TV. Vineri, 14 octombrie, de la ora 19, urmăriți o nouă ediție a emisiunii pentru adolescenți School TV, realizată de Andrada Șerban. Invitat este Radu Ursan, iar tema emisiunii este pasiune sau profesie. De la ora 21 veți putea revedea emisiunea Instituția, moderată de Simina Cota. Invitați sunt directorul Casei de Cultură Eugen Icoară, Ioan Conțiu, și directorul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, Iulian Praja. Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 19:21, veți putea urmări secvențe de la Cupa Mirona și Cupa României de Dans Sportiv, găzduite de municipiul Reghin. Duminică, 16 octombrie, de la orele 19:21, vă invităm să urmăriți secvențe de la evenimentul Cupa Mirona și Cupa României, găzduite de municipiul Reghin. Bun găsit la o nouă ediție În echilibru. Știți, de fapt îmi vine să spun mai degrabă bun găsit, Andrada, dragă, la o nouă ediție În echilibru. Adică aproape că îmi vine să mă ciupesc ca să mă asigur că sunt eu aici în fotoliu și nu altcineva, fiindcă dacă sunt aici înseamnă că am reînceput edițiile În echilibru și deci înseamnă că am scris o nouă ediție, da? Pe care urmează să o prezint în cele ce urmează. Ne-a sosit zilele astea, de fapt fiicei mele Irina i-a sosit o baghetă magică și tocmai din Irlanda, pentru că acolo să știți că se fac niște baghete a întâia, îndeplinesc dorințele la greu, nu le moare motorul, și mi-am dat seama că e momentul cel mai prielnic să termin cu pauza asta de 3 luni și ceva între ediții, așa că după vreo 2 zile în care fiica mea i-a făcut rodajul baghetei, adică a dus-o la grădii, a întinerit-o pe doamna îngrijitoare, a oprit plânsul din fața dulăpioarelor cu papucii de casă, ea a dormit pe copilaș și a transformat spanacul în ce mâncare le-o fi plăcânilor cel mai mult. Am zis, Irina, nu încoace, drăguță, bagheta asta magică, pentru că mami are o emisiune de scris și am să fiu recunoscătoare, știți cum se zice în basme.
Așa că azi dimineața am rămas singură cu bagheta și m-am pus pe treabă, m-am așezat în fața computerului, mi-am pus și niște brățări moi și colorate tot ale fiicămii și am început să fac emisiunea. Știți expresia "îl prinde pe Dumnezeu de picior"? Mie mi se pare că de câteva zile, de o săptămână și ceva, tot prind pe Dumnezeu de picior și asta fiindcă am început să-l citesc pe Lev Tolstoi. Probabil că am citit în tinerețe Ana Karenina sau m-am uitat la ecranizările romanelor faimoase, Ana Karenina, Război și Pace. Oricum, acum am început să-i citesc povestirile. Și am început cu povestirea Cornei Vasiliev, apoi De ce, apoi Sonata Kreutzer, Moartea lui Ivan Ilici și Stăpân și slugă până acum. Și mi se pare că tot Tolstoi ăsta e despre neputințele, patimile, slăbiciunile noastre, despre furie, turbare, gelozie, lăcomie, adulter, adică pasiunile sau slăbiciunile pe care trebuie să le ținem în frâu, frământările noastre psihice, spaime, frici, obsesii pe care trebuie să le îndurăm și care ne ronță așa sufletele nestingherit. Asta m-a impresionat pe mine la Tolstoi, priceperea lui desăvârșită, mi se pare mie, de a înfățișa materia din care e alcătuită suferința noastră psihică, cea mai intimă, aceea care pune stăpânire pe minte și o poate duce la pieire. Tot ce e conținut psihic neconsolat, nemângâiat și care ne condamnă la un soi de singurătate psihică. Mie mi se pare, iadul este psihic și nu de alt fel. Și deci, deși această suferință este a noastră, nu se îndură deloc de noi. Odată ce suntem înconjurați de ape și apele au pătruns până în centrul minții, lupta devine foarte strânsă. Suferința psihică ne sabotează și ne comandă purtările cu consecințele cele mai nenorocite, nu? Acelea care duc la catastrofă. E un fapt teribil, nu? Să acționezi sub impulsul momentului, să încolțească în mintea ta îndoiala, frica, obsesia, să se insinueze gândul acela care îmbolnăvește spațiul psihic. Mediul care odată contaminat nu mai poate produce judecăți curate și sănătoase. E teribil cum prăpastia se deschide înainte de toate în capul nostru și nu altundeva. Zidurile, piedicile de care ne lovim și care împiedică mersul înainte, se ridică din interior. Zidurile sunt în cap și mi se pare mereu important de arătat să înțelegem că prăpastia e zidită din propriile noastre gânduri, obsesii, frici, spaime, complexe. Odată ce sunt suficient de intense să prindă rădăcină, să facă front comun, fără să dărnici orice efort de luptă și atunci se deschide cumplita cușcă care ne face captivi noi înșine și ne închide de orice, în fața oricărei posibilități de soluție sau de nădejde. Și mi se pare că frica e o cușcă, gelozia e o cușcă, obsesiile, compulsiile, nesiguranța, frica de abandon, rușinea, neîncrederea în intențiile bune ale celorlalți, pacoste. Dar e chinul nostru, e zbaterea noastră interioară, are numele nostru scris pe ea și trebuie îndurată într-un soi de singurătate și sigur ne ostenește și am dat orice să scăpăm. Dar mi se pare că unii, precum Tolstoi, intră în cușca aceasta interioară și cercetează posibilitățile de scăpare. Dar lucrul cel mai incredibil la Tolstoi, chinul nu duce la pieire, ci duce la salvare și mântuire. Cumva el își rabdă personajele cu toate neputințele și slăbiciunile lor și e expert în firea chinuită a omului. Cu toate slăbiciunile lor, îi vede și este limpede întreaga micime omenească. Dar nu îl încolțește pe om, nu îl desfințează, ci cumva îi dă șansa să scape, să încapă pe portița îngustă de salvare. Și de asta am simțit că l-a pus pe Dumnezeu de picior prin Tolstoi, văzând mila față de personajele slabe și chinuite, care mi se pare mie că e o milă parte dintr-o milă mult mai mare. Și posibilitatea salvării printr-o purtare curajoasă sau prin dragoste sau prin milă. De pildă, Cornei Vasiliev, personajul povestirii cu același nume, se întoarce acasă dintr-o îndelungată călătorie, este avertizat de un consătean care îl întâmpină la gară că soția lui are un argat care e și ibovnic, amant. Cornei se oprește la un han, cere o sticlă de vodcă, tăcâtul ascultă pe consăteanul ăsta cum îi povestește că oamenii în sat râd de el. Se lasă seara, bogătașul se îndreaptă spre casa lui și când ajunge în propria casă și ogradă, într-adevăr, primul care iese în cale este acest argat.
Și deși iubita lui soției iese în întâmpinare plină de dragoste, înțelege așa ca cititor parcă că lucrurile sunt pierdute și merg spre dezastru, pentru că furia și ura se aprind în interiorul lui Cornei și seara când trebuie să se ducă la culcare și confruntă soția pe Marfa. O întreabă răspicat dacă trăiește cu un alt bărbat. Bărbatul față în față cu femeia lui, care își despletește cu minte cosițele lungi și groase și care la auzul întrebării scapă din mână coada, dar o apucă repede la loc. Dar sigur, furia îi acaparează ființa în întregime și nu îi lasă posibilă decât o singură purtare. În accesul acela cumplit de furie, hrănit și aprins de sentimentul de trădare din partea soției sale, Cornei Vasilev își lovește femeia în cap, în coaste, cu cât o lovește mai tare, cu atât se aprinde ura mai tare în el. Și când o izbește cu putere în piept, aceasta cade pe spate și încetează să mai țipe. Dar micuța lor fică, trezită din somn de țipete și venită în apărarea mamei, e zmucită de tatăl ei, o izbește într-un colț ca pe un pisoi. Mă rog, Marfa într-un târziu se ridică, geme, șterge fața însângerată cu cămașa și într-o stare de înfrângere, acolo în spațiul intimității dintre două ființe, când totul pare pierdut și omul nu mai are putere să se apere, să se protejeze pe sine, îi strigă soțului ei că da, trăiesc și am trăit cu Evstigney. Bate-mă, ucide-mă, dar mâna fetiței lor atârnă fără viață. Și bunica se jelește și strigă, uite ce ai făcut cu fetița, și îi arată mâna răsucită. Cornei, tăcut, ei se întindă, afară e vreme posomorâtă, e ger, de dincolo se aud gemetele Marfei și plânsul îndurerat al fetiței. Acesta se întoarce în odaie, se îmbracă tăcut, își scoate geamantanul de sub laviță, își printre căinările soției jalea și ura ei și înfrângerea lui și, de fapt, oropsirea lor comună. Cornei înhamă calul și, într-o sanie joasă, pornește pe același drum pe care în ajuns venise acasă, încărcat de cadouri. Dusese un șal de lână mamei lui, dusese o rochie soției, o vestă nepotului mut care locuia împreună în casa lor, și o cărticică cu poze pentru fiul său. Dar acum bogătașul acesta, Cornei Vasiliev, e urcat în tren cu geamantanul lui cu tot și pare așa că nu mai are nimic, că într-o noapte a pierdut totul. Marfa, femeie tânără, sănătoasă, puternică, după 6 luni se vindecă complet, astfel că bătaia nu-i lasă nicio urmă, atât doar că fetița rămâne pentru totdeauna schiloadă. Cât despre Cornei, ne zice autorul, din ziua când a plecat, n-a mai știut nimeni de el. Nu se mai știe dacă trăiește sau a murit. Și trec 17 ani. E toamnă târzie, când pe la 4 după amiaza se întunecă deja, o turmă de oi se întoarce de pe miriște și pe drumul ce duce spre sat, neînfățișat bătrânul ăsta adus de spate, cu barba căruntă, cu haina peticită și cu o traistă în spinare. Și le ajunge din urmă o nevastă tânără care își mâna animalele, purta niște cizme bărbătești în picioare și cu un glas blând și tineresc îi spune: bună ziua, moșule. Bătrânul era Cornei Vasiliev, iar tânăra nevastă era Agafia, fetița căreia el îi rupsese mâna cu 17 ani în urmă. Iată, venise vremea să-și dea socoteală unii altora. Agatea cumva prin blândețea ei, iar Cornei prin aceea că dintr-un om puternic, bogat, mândru, ajunsese un bătrân cerșetor, care nu mai avea decât hainele de pe el și 2 cămăși în traistă. Și această preschimbare a lui, ni se spune, se petrecuse treptat, astfel încât nici el nu ar fi putut spune când începuse și când se făcuse. Tot ce știa era că vina o purta această ticăloasă de nevastă sa. Era ciudat să-și aducă aminte cum era el înainte. Și când o făcea, se umplea de ură cu gândul la cea pe care o considera pricina tuturor relelor pe care le încercase în ăștia 17 ani. Sigur, după ce a sălcit atunci în bătaie, a început să piardă la negoț, s-a pus pe băutură, i-au mers toate din ce în ce mai rău, până a ajuns să nu mai poată fără băutură, a ajuns un sărman păzitor de vite, până când nici acolo nu l-a mai primit. Cu cât o ducea mai rău, cu atât o învinuia mai greu pe nevastă sa și creștea ura în adâncul său. Dar fata sa tânără îl primește în casa ei, îl tratează cu blândețe, deși nu știe cine e. El o întreabă de mâna ei bolnavă și ochii se umplu de lacrimi atunci când încearcă să cerceteze dacă această fată mai poartă sau nu supărare tatălui ei. Și apoi urmează teribila întâlnire între cei doi, între Cornei și Marfa.
după 17 ani revine în fosta lui casă, în curte întâlnește un băiețel pe semne nepotul lui, o iapă cu mânz, se apropie de certac, urcă pe, cu greutate pe treptele pe care odinioară șezuse. Ce te bați fără să cer voie, îi strigă un glas de femeie înăuntru. Cornei recunoaște glasul, e Marfa. Dar e o bătrână uscată care iese în cale. El se aștepta să o vadă pe aceeași Marfa, tânără, frumoasă, nevasta care îl jignise odinioară, pentru că o ura și vrea să o mustre. Dar în locul ei e o bătrână oarecare. Și îi spune pe un ton aspru, dacă cer de pomană, atunci cere sub fereastră. Pe un ton pătrunzător și ascuțit. Și apoi urmează cena copleșitoare a iertării. Cei doi se găsesc iarăși față în față. Cornei e rezemat cu spatele de perete și e sprijinit într-un amăr de toiag. Și simte cu uimire că toată ura aceea pe care o purtase atâția ani, pur și simplu nu mai are în suflet. Și atunci o slăbiciune plină de duioșie pune stăpânire pe el. Marfa, îi strigă Cornel cel bătrân, o strigă pe numele ei, pe nevastă. La toți ne e dat să murim. Toți anii aceia petrecuți în ură, în înciudare, în înveninare și pieire de sine nu se risipesc într-o clipită. Pare că nu există fericire mai mare pentru un om decât atunci când începe să simtă în locul urii milă. Și, mila, și inima lui cere împăcare. Adică eliberarea din cușcă se petrece grabnic pe neașteptate. Cornei își cere iertare prin prezența lui acolo și inima lui se eliberează de nodurile de viperă care l-au ținut captiv și l-au chinuit 17 ani, dar Marfa îl repezește cu răutate și spune, hai, du-te cu Dumnezeu, mulți strântori și diavol ca tine se perindă pe aici. Și bătrânul pleacă. Dar fiul lui strigă după acest bătrân și îl trimite pe nepotul mut să-l servească pe cel osândit cu o bucată mare de pâine. Și atunci inima bătrânului se umple de plâns, de înduioșare, de supunere în fața tuturor oamenilor. Și e un sentiment care îi sfâșie inima, fiindcă e amestecul acela cel mai desăvârșit, când fericirea și durerea se amestecă amândouă și nu pot fi alese una de cealaltă și separate. Marfa, rămasă în urma lui, acasă se așează la războiul de țesut și bate țese acolo fără încetare, gândindu-se că acela fusese Cornei, care o snopise acum 17 ani în bătaie, dar care o iubise. Și brusc o cuprinde spaima că l-a alungat așa. Nu poate să doarmă toată noaptea și brusc se trezește dimineața și îi se pare că tot ce e mai important e să dea de Cornei și să se împace cu el. Dar apropiindu-se de curtea fiicei lor, Marfa zărește multă lume adunată. Toți aflaseră că Vasiliev Cornei, bogătașul acela care în urmă cu 20 de ani era cunoscut în întreg ținutul, murise ca un drumeț sărac în casa fiicei sale. Și când Marfa a intrat în casă și oamenii s-au dat în lături, i-a văzut întins sub icoane trupul neînsuflețit al soțului ei, care era spălat, îmbrăcat, acoperit cu pânză. Nici să ierte, nici să ceară iertare nu se mai putea. Iar după fața aspră, luminoasă, bătrână a lui Cornei, nu se putea vedea dacă el a iertat sau mai este încă supărat. Să știți că eu am simțit că îmi crește inima când am citit rândurile astea ultime. Nici să ierte, nici să ceară iertare nu se mai putea. Iar după fața lui Cornei nu se mai putea vedea dacă el a iertat sau mai este supărat. Chiar am simțit că îmi crește inima. Știți? Cam brusc o inimă mai mare, așa cum crește corpușorul copiilor noștri și hăinuțele lor vechi nu le mai vin. Că e posibilă prefacerea asta interioară de la niște rânduri, dintr-o carte. Nu știu, am eu norocul că mi se tot adună de o vreme încoace rânduri de prin cărți. Am început cu Nicolae Steinhardt, cu Silesius apoi, Catehismul și uite acum Tolstoi. Și îmi despică inima în două și mi se pare că prin despicătura aia micește adevărul. Adevărul la care te face un om mai bun, mai vrednic. Și noi știm că Vasiliev Cornei nu mai e supărat, nu? Și parcă ne vine să-i strigăm Marfei, soției, peste negura timpului, să nu-și facă inimă rea că nu a fost în stare să-l ierte pe loc, că a ratat iertarea. Adică am vrea cumva să o asigurăm că bătrânul ei soț a iertat-o și că nu mai este supărat. Și parcă e așa o ușurare că nu mai e supărat, nu? Așa o ușurare că Marfa a alergat într-un suflet să-și ofere propria iertare și parcă atunci înțelegi cum e posibil într-o clipă salvarea, când dragostea și mila dau năvală în suflet.
Și cușca asta teribilă, auria, înciudăria, îndreptățirii de sine se ridică și îl iubești pe celălalt fără calcul și cu inima senină. Asta am simțit. Ori de câte ori am terminat o povestire a lui Tolstoi, că avem în viață parte de clipe de taină în care putem vedea adevărul în ceea ce ne privește și că ne putem vedea și atinge neputințele de parcă ar fi și ele alcătuite din carne și oase și ar sta în fața noastră ca niște dubli ai noștri și că întâlnirea asta dintre noi și neputințele noastre și iertarea pe care o cerem celor pe care îi iubim ne poate aduce în locul unei inimi de piatră o inimă de carne. Nu? Le greșim altora și le facem lucruri de neîndreptat. Ăștia suntem. Dar e imperios necesar să ne confruntăm cu greșelile noastre, nu? Și uite, ne apare un personaj care se pune la bătaie pentru noi și trăiește în fața noastră, înaintea noastră, o noapte teribilă care perturbă și distruge întreaga viață. Dar iată că la capătul suferinței te poate aștepta mila, iertarea, căința și peticula de lumină. Asta dacă îți pui inima rămășagă înaintea lor, înaintea celor dragi, nu? Și asta e în toate povestirile lui Tolstoi, dacă o să le citiți. Cineva înțelege pe ultima sută de metri să-și pună inima și făptura rămășagă înaintea celuilalt. Și prin această renunțare, lumina dă năvală înăuntru. E salvarea, asta e salvarea. Abia aștept să vă vorbesc și despre sonata Kreutzer, despre moartea lui Ivan Ilici și, după mine, minunata povestire Stăpân și slugă, pe care să știți că am terminat-o fix și împlineam 34 de ani, acum câteva zile și am simțit de la 12 și vreo 3-4 minute noaptea că Stăpân și slugă e cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc. Asta a fost tot. Până data viitoare, toate cele bune! Bine v-am regăsit! Berbec, primește o invitație la odihnă, calmare și regăsirea echilibrului interior. De tine depinde însă ce se va realiza din toate aceste nevoi reale. Taur, este o zi în care se poate ivi o contradicție între ceea ce vrei tu și ce permite situația din realitate. Este nevoie de adaptare dacă ți este cunoscut acest termen. Gemeni, ai de ales între o stare de iritare accentuată provocată de lipsa de răspuns a unor apropiați și o atitudine mai obiectivă, matură, care îți va permite să-ți conservi energia. Rac, te întâlnești cu o persoană care îți amintește voluntar sau nu de anumite evenimente din trecut. De tine depinde cum vei reacționa la acest episod. Leu, firea ta dinamică este în contradicție cu îndemnul la regenerare pe care îl aduce această zi, dar și tu ai nevoie de revigorare, așa că poți profita de ocazie. Fecioară, ai destule de învățat de la cei din anturaj, fie prin exemplul lor pozitiv, fie invers. Dacă ești atent la ce se petrece în jur, vei ajunge la concluzii interesante. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Situațiile conflictuale pot evolua spre o finalitate pozitivă, dacă vei refuza să te lași cuprins de resentimentele inspirate de evenimente trecute. Scorpion. Ai puterea de a ține cont de sentimentele tale, de a le respecta locul în viața ta și de a lua decizii pe baza lor. Vei descoperi cât de mult contează acest detaliu. Săgetător. Se remediază o problemă legată de casă sau de familie pe fondul favorabil asigurat de un apropiat. Este important să acuzi acestui eveniment importanța cuvenită. Capricorn. Tot din anturaj vine și soluția la o problemă a unui apropiat. Lucrurile sunt mai simple decât credeai, dar asta pentru că ești înconjurat de persoane pline de bunăvoință.
Vărsător. Este posibil să descoperi cât de legat ești de un anumit eveniment din trecut, o posibilă cauză a blocajului în care te afli acum. E important momentul pentru a te elibera. Pești. E stăpân pe situație și dacă ai această convingere, nu este falsă. Singura problemă ar fi tentația de a nu respecta drepturile celorlalți. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Clina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Peste 60 de sportivi din întreaga țară și-au anunțat participarea la Cupa României la Culturism și Fitness, competiție care va avea loc sâmbătă 15 octombrie ora 13 la Casa de Cultură din Sâncraiul de Mureș. Evenimentul, rezervat categoriilor junior, senior și masters, va cuprinde întreceri la secțiunile Culturism, Fitness, Body Fitness și Bikini Fitness. Cu această ocazie, clubul Titanic Bodybuilding Târgu Mureș va decerna Cupa Titanic câștigătorilor categoriei Open de la Culturism și de la Bikini Fitness. Județul Mureș se pregătește de o importantă competiție sportivă în ramura culturismului și a fitnessului. Federația Română de Profil organizează sâmbătă 15 octombrie de la ora 13 la Casa de Cultură din Sâncraiul de Mureș Cupa României, alături de Cupa Titanic, acordată de clubul Titanic Bodybuilding Târgu Mureș, condus de antrenorul Dumitru Cheteleș. Se va desfășura la Sâncrai a României. Avem circa 60-65 de sportivi înscriși. Sperăm să fie o competiție frumoasă. Antrenorul clubului Titanic, domnul Titi Cheteleș, facem fiecare an eforturi, depunem eforturi majore pentru organizarea acestei competiții și și-a dorit ca și acest an să fie Cupa Titanic. Evenimentul sportiv, rezervat categoriilor junior, senior și masters, va cuprinde întreceri la secțiunile culturism, fitness, body fitness și bikini fitness. Intrarea publicului este liberă. Este o competiție majoră, dar fiind faptul că după campionatul național este cea mai importantă și ținem pe această cale să invităm cât mai multă lume în sală, să trateze cu maximă seriozitate, pentru că pentru Federația Română de Culturism și Fitness prezența spectatorilor în sală este un lucru esențial. Acesta nu este singurul eveniment sportiv aflat pe agenda de competiție a Federației în această lună. Între 22 și 24 octombrie, sportivii români calificați vor concura la campionatele balcanice, găzduite anul acesta de Serbia. Continuă lupta pentru supremație în Liga Județeană de Fotbal. Formația de Liga a 4-a Mureșul Rușii Munți caută revenirea în fruntea clasamentului după ce a pierdut locul fruntaș etapa trecută în urma egalului cu Viitorul Ungheni. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean primesc vizita celor de la Târnava Mică Sânt Georgiu de Pădure în etapa a 9-a Ligii Județene de Fotbal. Înaintea disputei, rusenii ocupă locul secund în clasament cu 19 puncte, la un punct distanță în spatele celor de la Juvenes Târgu Mureș, dar și cu un meci mai puțin disputat. Mureșul Rușii Munți caută să revină pe primul loc al clasamentului Ligii a 4-a de fotbal după ce l-au cedat etapa trecută în favoarea celor de la Juvenes Târgu Mureș, în urma egalului de pe terenul celor de la Viitorul Ungheni. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean primesc vizita celor de la Târnava Mică Sânt Georgiu de Pădure în etapa cu numărul 9 al Ligii Județene de fotbal. Nici juniorii B1 din Rușii Munți nu vor avea liber în acest weekend. Aceștia vor juca la Târgu Mureș duminică 16 octombrie. Partida de sâmbătă va fi o partidă dificilă, având în vedere că jucăm cu echipa din Sânt Georgiu de Pădure, o echipă cu jucători experimentați. Din păcate avem mai multe indisponibilități în lot, avem doi accidentați care au nevoie de o perioadă destul de mare, Moldovan Ovidiu și Cristian Mihai, dar sunt convins că și jucătorii care vor evolua în locul lor se vor ridica la măsura așteptărilor. Echipa de junior B1 se va deplasa la Târgu Mureș, duminică, vor juca în compania echipei liceului sportiv și sperăm într-o evoluție bună din partea lor. Înaintea disputei cu echipa din Sânt Georgiu de Pădure, echipa de seniori din Rușii Munți ocupă locul secund în clasament cu 19 puncte, la un punct distanță în spatele celor de la Juvenes Târgu Mureș, dar și cu un meci mai puțin disputat.
ASEA Târgu Mureș caută victoria în meciul din etapa 13 a Ligii 1 de fotbal. Mureșenii se deplasează la FC Voluntari, duminică 16 octombrie de la ora 15:30. Ambele echipe vin după înfrângeri suferite contra CFR-ului, respectiv a Gazmetan Mediaș. Mureșenii ocupă penultimul loc în clasament cu 0 puncte, la 11 puncte distanță în spatele adversarilor de la Voluntari. Cele două formații s-au mai întâlnit de două ori în Liga 1. În ediția trecută a Ligii 1, ambele jocuri au fost câștigate de ASEA. Liga 1 revine cu meciuri spectaculoase după pauza prilejuită de dubla echipe naționale cu Armenia și Kazahstan. Unul dintre acestea este disputa dintre ASEA Târgu Mureș și FC Voluntari. Deși cele două formații sunt despărțite în clasament de 11 puncte în favoarea elfovenilor, meciul se anunță unul spectaculos, iar lupta pentru play-off una incendiară. Meciul dintre ASEA și FC Voluntari, care face parte din etapa cu numărul 13 a Ligii 1 de fotbal, va avea loc duminică 16 octombrie de la ora 15:30. Înaintea partidei, ASEA ocupă locul 13 cu 0 puncte. Cele două formații revin după înfrângerile suferite în etapa trecută contra CFR-ului, respectiv Gazmetan Mediaș. Cele două formații s-au mai întâlnit până în acest moment de două ori în ediția trecută de campionat. Prima dispută a avut loc în luna august a sezonului trecut pe Transil și a fost câștigată de mureșeni cu 2-1, iar cea de-a doua în luna decembrie anului trecut pe terenul adversarilor, iar câștig de cauză au avut mureșenii, care s-au impus atunci cu 2-0. O informație de ultimă oră vine din presa națională. Conform site-ului sport.ro, jucătorii lui ASEA Târgu Mureș au refuzat să se antreneze înaintea partidei cu Voluntari din Liga 1, programat duminică 16 octombrie. Mai mult, jucătorii amenință că nu se vor prezenta la meci dacă nu își vor primi restanțele salariale. Primăria și Consiliul Local din Târgu Mureș au decis să taie finanțarea către echipa de fotbal din această toamnă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă vom avea parte de un cer noros. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 15 grade, iar în Târgu Mureș 16. Pentru Ludu și Iernut sunt estimate 17 grade. 16 vor fi la Sighișoara, 15 la Batoș, 14 la Sovada, iar în Stânceni maxima va fi de 9 grade Celsius. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi senin. Pentru Brașov sunt estimate 15 grade, iar pentru Sibiu 17. 16 vor fi în Bistrița, 14 în Cluj-Napoca, iar în Alba Iulia sunt preconizate 16 grade. În București, temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius. Sâmbătă noaptea, cerul se înseninează. În Reghin vor fi 5 grade, iar în Târgu Mureș minima va fi de 6. Pe parcursul zilei de duminică se anunță ploi. Pentru Reghin sunt estimate 11 grade, iar în Târgu Mureș maxima zilei va fi de 12 grade Celsius. Dragi telespectatori, prognoza meteo se încheie aici. Până la următoarea întâlnire, vă doresc o seară liniștită. Sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!